ce cere să fie prins în rețea. Va fi conectat la sursă și va căpăta putere, zice Domnul. Cel ce-i prins în rețea va fi alimentat cu întăritura care vine de sus și va putea să rămână în capul oaselor. Cel ce-i prins în rețea va putea să lumineze de jur împrejur și să fie de folos și celor de aproape și celor de departe. Că lumina răspândită va intra viață și va lucra binecuvântare. Cel ce-i prins în rețea și învățat să fie de folos celor ce-i înconjoară, va putea să rămână în sursa binecuvântării și a vieții și în vremea care vine. Că asta e vremea în care vreau să fie împânzită cu lumină aria acestei lucrări în care ați fost așezați. Pentru ca numele meu să se proslăvească aici, acum, în această vreme. Pentru că se vor schimba lucrurile, chiar sub privire ochilor voștri de carne. Și vreau să se poată spune despre voi că v-ați făcut lucrarea încredințată în vremea care a fost măsurată pentru răspândirea Lui. Și eu voi da biruință și eu, zice Domnul, voi alimenta rețeaua cu puterea de care aveți nevoie ca să fiți înviorați și întăriți, să faceți lucrarea în numele meu și voi înși vă să fiți umpluți de bucuria împlinirii slujbei, zice Domnul. Amen.